Din nou vă adresez un gând bun, dragi prieteni, și vă spun bine ați venit la Povestiri, la Gura Sobei. Astăzi o carte va ajunge în soba care este pregătită ca să fie aprinsă și o altă carte va fi salvată. Va fi o înregistrare cu surprize. O să încep cu cartea care va fi salvată și o să și motivez de ce această carte va fi salvată. Este vorba despre o lucrare care a fost scoasă de sub tipar undeva în anul 2017 și care are doi autori. Un autor este absolvent al Facultății de Litere și se numește Elisei Virgil. Și cel de-al doilea autor este absolvent al Universității de Teologie și se numește Cornel Dărvășan Pavel. Cornelux, prietenul meu. Cartea aceasta se numește Rețeta Veșniciei. Este o carte care va fi salvată și va fi păstrată în bibliotecă. Ea conține și un autograf, este dăruită de către Cornelux cu autograf și va fi salvată nu din cauza valorii profunde a ei, ci din cauza că Cornel mi-a spus: bă, dacă îmi bași vreo carte pe foc, promit că nu mai vorbesc cu tine niciodată. Și eu îl prețuiesc pe Cornel. Eu îl prețuiesc pe Cornel și nu îi bag această carte pe foc. O păstrez acolo în bibliotecă, doar nu s-o rupe raftul de la bibliotecă cu cartea asta. Vedeți voi, dragi prieteni, în viață, cei care scriu cărți sunt motivați de diverse atitudini, sentimente, motive. Trebuie, cei care sunt în mediul academic, trebuie să scrie cărți, articole, să le publice pe diverse teme specifice, de specialitate, ca să poată rămâne în mediul academic, să poată avansa, pentru că sunt niște norme, niște cerințe, niște timpi și niște cantități de studii pe care trebuie să le producă. Cartea aceasta se vrea a se oferi ca o rețetă a veșniciei, ar merita să ajungă pe foc, asta este clar. Dar v-am spus, îl prețuiesc pe Cornel și nu o să arunc în sobă cartea aceasta. Am o oarecare mâncărime la mână, dar mi-o voi liniști din cauza altei cărți care va ajunge pe foc. Se numește Comunicare și relaționale în familie, identități divine reflectate în ființa umană. Mai că măiculiță, ce dobitoc o fi pus titlul ăsta. Este scoasă tot în 2017, tot cam în același timp și din același motiv din care a fost scoasă și cartea lui Cornel și îl are ca autor pe Flavius Alexandru Pană. Această carte, care în cuprinsul ei tratează chestiuni cum ar fi identități divine comunicate prin cuvânt, analiză semantică a termenilor chip, asemănare și familie. Și am luat pe rând termenul chip, termenul asemănare, termenul familie, exegeza termenilor chip și asemănare. Aici m-a ajutat la momentul scrierii, asta cu mult înainte de 2017, Laurențiu Ionescu, pastorul Laurențiu Ionescu. Și îi mulțumesc pentru exegeza pe care mi-a făcut-o, m-a ajutat să fac comunicări teologice cu privire la reprezentarea chipului lui Dumnezeu nou. Și aici am început patinaj artistic, dragii mei. O nebunie, o frenezie.
M-am dat în dulap de a trebui să-i pun chinci la dulap, că așa de tare scârția, că mi-era frică că se rupe cu mine. La momentul acesta consider cartea aceasta o mizerie de nedescris. La momentul acela când am scris-o, și anume în anul 2000, am considerat-o o mare realizare, mai ales că a fost scrisă cu referințe bibliografice serioase, cu tot ceea ce trebuie. Adică o carte la care am muncit serios și care a reprezentat la momentul acela teza mea de licență la Facultatea de Teologie Baptistă, pentru că eu am diplomă de teologie baptistă la Universitatea București, deși am făcut Facultatea de Teologie Pastorală Adventistă. Dar așa se face că pe vremea aceea trebuia să dăm licența pe la cine puteam. Și se plăteau bani mulți pentru a se da licența pe colo, pe colo. Deci, cartea aceasta este o mizerie. Dacă o vedeți pe undeva, să o ocoliți. Ea reflectă o gândire absolut mistică, care la data aceea era sub îndrumarea, chiar cu îndrumarea acelui profesor. Am scris lucrarea aceasta, am copiat stilul și terminologia, am citat din abundență în lucrarea aceasta din scrierile Părintelui 69, așa cum este cunoscut în mediul online, alt scriitor care va ajunge alături de cartea mea, cartea lui, pe foc. Este o carte care se numește Natură persoană între opțiune și necesitate, care a fost scoasă de Părintele 69 în anul 2000, deci în același timp când mi-am scris și eu licența, și din multele discuții pe care noi le-am avut pe tema aceasta, a izvorât și lucrarea mea de licență. După cum vedeți, sunt adnotări pe margine. Cartea asta lui Iacob chiar am citit-o. Uitați, adnotări și sublinieri citări. Aici am pus și niște semne de întrebare, dacă se văd. La un moment dat nu înțelegeam, întrebam și mi se răspundea. Am scris aici și niște notițe, după cum am cercetat bine. Cartea asta a constituit un schelet pentru aceasta. Din cauza acestui fapt, cele două trebuie să ajungă pe foc. Spuneam că am copiat stilul și terminologia și toate cele. Eram un fan pe vremea aceea al Părintelui 69. De exemplu, citesc din cuprinsul cărții lui. Istoria semantică a termenilor, da? Și aici urmează termenii care, așa am început și eu, ați observat, da? Natură persoană în unitatea Sfintei Dumnezeiri. Capitolul 2. Sfântul care se va naște, realitatea subiectului, mai mult decât credem, mai puțin decât se vrea, zămislirea între compromis și victorie. Și tot felul de titluri de felul acesta, natură persoană în Hristosul întrupat, de la Fiul Templarului din Nazaret, la Fiul lui Dumnezeu, de la sine, prin natura noastră, spre noi, și așa mai departe. Natură persoană la nivel antropologic, și am zis că, e minunat de abordat un astfel de subiect și am scos și eu cartea aceasta, da? Uite, citez acum de pe la mine, să vedeți cât de mult seamănă aceste două mizerii. Comunicarea relațională, eu, tu și familia, iubirea ca platformă de comunicare divină și divino-umană, relația de iubire dintre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, model pentru relațiile de iubire regăsite în familia umană. Doamne, ferește-mă! Comunicarea dintre Tatăl și Fiul, model axiologic pentru, mă mir de unde scoteam cuvintele astea. Pentru comunicarea interumană, iubirea, platformă de comunicare între bărbați și femeie. Maică, măiculiță, ține-mă.
Unicitatea existențială a familiei umane, o mizerie de nedescris, nici să nu mai văd. Și lângă acea carte ajunge și cartea Părintelui 69. Ia să vedem mie cu autograf. Nu. Asta e fără autograf. Și așa cum vă spuneam, pentru că îl prețuiesc prietenia și îl prețuiesc pe Cornelux, chiar dacă el se dezice public așa de mine și nu prea mă invită pe la emisiunile lui. Era o vreme când era la Speranța TV, eram rezerva lui de lux. Când nu-i veneau invitații la emisiunea Viața la Superlativ, cu 25 de minute înainte, zice, bă, ce faci? Zic, sunt în pat, vino repede că n-am invitat. Și așa și îmi spunea, zice, ești invitat, ești rezerva mea de lux. Acum nu mă mai invită, că are și el un bazin de fani, iar fanii și fanele lui prea mă înghit pe mine profeția biblică cu... Da, și se... Îl înțeleg, se ferește de mine ca să nu... Mi-a și zis, bă, trebuie să mă disociez de tine la nivel public, că ai luat-o pe cale greșită. Dragii mei, vom vedea cât de curând a cui cale este greșită. Și aici nu zic de Cornelux. Zic așa în general. Vom vedea cât de curând a cui cale este greșită. Dragă prietene, nu ajunge pe foc cartea ta. Este ușor de citit. Este scris așa în stil povestac, așa. Mai zici una, mai zici alta. O povestire mai de pe la Arad, mai de printr-un banc, așa, de pe colo, de pe colo, una adunată, alta scrisă, una Elisei, alta Corneluț. Dacă vrei să pierzi timpul, e bună de citit, dragule cititor. Mă întorc la ce spuneam mai devreme. Cartea pe care am aruncat-o în foc a fost tipărită dintr-o necesitate. Ea nu reprezintă o valoare în lumea aceasta. Cartea mea, despre ea vorbesc. Nu trebuie să ocupe timpul nimănui pentru a fi citită. Doar dacă cumva cineva vrea să vadă ce dimensiune a minții încurcate atinsesem sub călăuzirea ideologică a Părintelui 69. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că a condus lucrurile în așa fel încât drumurile să se separe și să-mi găsesc propria identitate. Mă regăsesc ca fiind cercetător al profeției biblice, așa cu uneltele modeste de care dispun. Nu sunt un exeget și nu sunt un lingvist. Nu cunosc, așa cum cunosc alții, limbile Bibliei. Dar sunt evident, și asta se vede din Împărăția Cerurilor, că sunt îndrăgostit de cercetarea profeției biblice, ca și alții de altfel. Dacă și voi sunteți interesați, vă dau întâlnire pe canalul de YouTube Capătul unei ere, unde împreună cu prietenul meu Sebi Marinică aducem în dezbatere publică înțelegerile și modelele aplicative ale profeției biblice pentru a fi înțelese, cercetate de către alții. Și cred că nu este deloc o pierdere de timp. Nădăjduiesc că nu mai este timp să scot o carte despre profeția biblică. Dacă aș scrie acum o carte doar despre așa ceva, aș scrie. Nu se merită să ne ocupăm timpul care este prețios și aglomerat de tot felul de îngrijorări care vin din tot felul de lipsuri, să ne ocupăm timpul cu lucruri care, la cărți mă refer, cu cărți care nu zidesc, cu cărți care nu hrănesc. Imaginați-vă că eu a trebuit să scriu o carte pentru că așa s-a
cerut în mediul academic. Am scris o carte, am scos o carte, s-a bifat un punct, dar nu are legătură absolut deloc cu ceea ce Biblia spune despre familie, cu ceea ce ar trebui normalul și bunul simț să. Nu, acolo este, în ce am scris, este un patinaj mistico-artistic de toată jena. Așa că nu am nicio reținere să arunc cartea mea pe foc. Episodul Povestiri la gura sobei continuă. În ocaziile viitoare o să luăm fiecare afirmație din crez, din crezul Niceo-Constantinopolitan. Și pe măsură ce explicăm și validăm sau invalidăm fiecare afirmație din crez, va ajunge pe gura sobei o seamă de literatură din biblioteca iadului, o literatură abundentă. Chiar mă uit acum la acele mizerii care tratează fie teme de antropologie, fie teme de teosofie, fie teme de epistemologie, care mai de care întrecându-se în a ocupa timpul prețios pe care trebuie să-l dedicăm Sfintei Scripturi. Am până și niște cărți de demonologie și sărbători în spațiul etnografic și cultural românesc. Și ele vor ajunge pe foc cu explicațiile de rigoare la momentul potrivit. Vă las, dragi prieteni, nu vă mai rețin timpul și vă spun doar atât. În concluzie, eu nu ard cărți că nu am lemne, cum spuneau unii, și nici nu ard cărți ca să mă încălzesc cu ele. Nici nu prea ard bine, ca să vă spun. Se cam înfundă cenușarul cu ele. Lasă o cenușă fină care, atunci când curăț cenușa, se ridică ușor în aer. Însă gestul acesta ar trebui să dea de gândit oricui. Și dacă cineva gândindu-se se repede să tragă concluzia că nu sunt sănătos la cap și din cauza asta bag cărțile pe foc, se grăbește, trage o concluzie foarte pripită. Nu acesta este motivul. Eu vreau să trag un semnal de alarmă în societatea contemporană, societate care trăiește, există în iminenta revenire a Domnului Hristos, o societate contemporană care a ajuns beteagă de cap din cauza prea multei literaturi religioase. Eu nu ard cărți, așa cum spun unii. Eu ard literatură religioasă. Cu ea am eu ce am. Pentru că ea, ca o bălărie, s-a înmulțit nespus de mult și a acoperit singura floare care ar trebui să fie în grădina sufletului, la loc de cinste, mă refer la Biblie, și care ar trebui să fie cercetată, pentru că în cuvintele ei, acolo, în paginile ei, găsim lucrurile minunate, povestite, consemnate de cei care cândva, când au fost în lume, la rândul lor, au trăit având Duhul lui Dumnezeu în ei. Duh pe care îl așteptăm și noi cu mare dor să revină. Dragi prieteni, dacă nu vă cer prea mult, dați și voi un click pe subscribe acolo, unde este poza cu fața mea. Dați și voi un share, dați și voi un like sau un dislike și până la episodul următor vă spun la revedere!